Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov, invitata mea este o nouă colegă de-a mea, Claudia Donca, realizatorul emisiunii Starea de Bine. Bună seara, bine ai venit! Bine te-am găsit! Hai să luăm cu emisiunea, în primul rând. Ce înseamnă emisiunea asta, Starea de Bine? Cred că toată lumea își dorește să aibă sau să cunoască o stare de bine, așa, nu permanentă, măcar din când în când. Tu ai, din câte se vede, și o ai cu prisosință. Ce mi-am dorit eu? Mi-am dorit foarte mult ca toți oamenii, indiferent de poziția socială, indiferent de felul nostru de a fi mai pesimist, mai optimist, să captăm acele energii ale Universului care ne ajută să obținem ceea ce ne dorim. Și starea de bine presupune accesarea acestor energii și până la urmă să ne simțim și bine în tot ceea ce facem ca să avem șansa să realizăm un lucru bun. Oamenii, să știi că nu sunt în totalitate convinși. Probabil că aici intervine și un grad de erudiție și așa mai departe. Dar nu sunt în totalitate convinși că există energiile astea. Este ca și cu credința în Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu există, dar nu-L vedem niciodată. Așa e și cu energiile. Nu le vedem, dar știm că ceva ne ajută. Avem momente când ne propunem să facem lucruri mărețe și nu iese nimic. Nu reușim să captăm nimic și să facem lucruri bune. Și avem momente când parcă tot Universul lucrează cu noi. Momentele acelea sunt cele în care captăm această stare de bine. Și se poate învăța. E o tehnică foarte simplă. Nu neapărat stufoasă, complicată, ci pur și simplu să învățăm să ne construim starea de bine. Și starea asta de bine are întotdeauna rezultatele dorite? Optimizează cam tot ce putem face. Sunt momente în viața când pe calea, spre exemplu, pe ceea ce mi-am construit eu până acum, nu se poate așeza o cărămidă foarte mare. Îmi doresc prea multe și nu se pot face salturi uriașe. Dar îmi optimizez șansele să obțin cel mai bun lucru pe care îl pot eu realiza cu viața mea. Eu am aplicat lucrurile astea cam începând de acum 10 ani și se vede că mi-e proiecte pe care înainte nu știam cum să le realizez, cum este această emisiune care e ca un copil pe care o să-l creștem cu toții și cu energii bune. Alte proiecte pe care nu mă gândeam că le voi realiza se conturează în sensul pozitiv, se așează și prosperitatea și fericirea și tinerețea, ne conservăm mai mult timp tinerețea. Eu cred foarte mult în felul ăsta de a fi. Da, apropo de tinerețe și frumusețe, Claudia, în tinerețe a fost Miss România. Ce ai fost? Acum ceva timp, nu o să spun exact câți ani, dar pe la 20 de ani ai mei, 19 ani, m-am dus la primul concurs de Miss din România. Și m-am dus acolo convinsă fiind că doream să fiu model, manechin. Și ca să ajung la o asemenea, un acces la informația despre modele, mi-am dorit să merg la un concurs de Miss. Mama m-a pregătit, mi-a spus, Claudia, să știi să nu te sperii, că nu o să se întâmple minuni, dar m-am dus acolo plină de credință și de ardoarea celor 20 de ani. Am ieșit un fel de premiu de popularitate, l-am câștigat eu, preferata publicului. N-am luat locul întâi, am luat locul 3, dar țin minte că mi-a oferit și o excursie la Paris la acea vreme, care după o lună a dispărut, acea excursie, deci nu asta a contat. Am fost și model un an de zile, deci mi-am făcut așa ca o dorință de fată din copilărie, care își dorea să fie, să prezintă moda, să fie frumoasă, să... Dar eu cred, apropo de frumusețe, Dan, că adevărata frumusețe vine din interior și magnetizează un om care are lumină, care are credință, care are frumusețea interioară, poate magnetiza în exterior. Nu contează vârsta sau sexul sau, nu știu, coordonatele fizice, văzute, ochii, da. Sau... Contează starea de bine din interior care se vede. Da, eu am observat și probabil că toți oamenii au observat lucrul ăsta, se și comentează foarte mult în tot felul de medii apropo de asta. Și bine, cum o fi reușit urâtul ăla să o agațe pe frumoasa aia? Adică noi avem fiecare, avem niște șabloane în care instalăm oamenii, din păcate, lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple, dar din păcate da, păi uite mă, urâtul ăla mic, a luat-o pe aia, uite așa, înaltă și drăguță și zici, păi, dar cum o fi reușit? Probabil că de acolo vine. Mai este o explicație, Dan, aș completa un pic răspunsul, în afară de lumina aia din interior, aici mai este vorba și de karmă. Se spune că sufletele care se atrag sunt cele care au ceva de rezolvat în viața asta și se atrag, sunt fascinate unul de celălalt pentru că au treabă împreună. Și este o rezultantă a mai multor factori. În momentul în care se îndrăgostește, nebunește o fată foarte frumoasă de un bărbat mai puțin frumos sau invers,
se întâmplă și cazurile în sens invers. Vezi modelul, adică, Quasimodo, exact, din literatură. Exact. Da. Dar poate sufletul celuilalt e atât de frumos încât se vede frumusețea. Nici nu mai vezi defectele fizice. Calitățile acelea din interior fac să, ca omul acela să devină atât de frumos încât nici nu-ți trebuie să cauți altceva pe lume. Corect. Este destul de greu să-ți găsești sufletul pereche. Suntem, cădem pradă tot felul, la tot felul de tentații, amăgiri și abia apoi ne dăm seama, apoi ceva și stai și analizezi după. Ei, deci, uite, totuși mergea bine, ne înțelegeam, eram ok, dar ceva undeva s-a rupt pentru că nu eram făcuți unul pentru celălalt. Cred că, în primul rând, cuvântul cheie este comunicarea. Nici o căsătorie sau relație din lumea aceasta nu are numai perioade roz. Dacă reușim împreună să trecem peste perioadele grele, orice cuplu de, și de astfel de momente, se construiește încredere și se poate trece la acea perioadă fericită a cuplului. Dar mai este un aspect, o componentă legată tot de karmă, cum vorbeam, despre faptul că în momentul în care se încheie karma, deci noi împreună reușim să tocim acele perturbări, acele probleme cu care am venit, se creează acea relație bazată pe adevărata iubire. Și aceea e cea între sufletele pereche, e cea frumoasă, care vine mai greu. Sufletele pereche se găsesc întotdeauna, mai devreme sau nu mai întotdeauna. Nu se găsesc, nu? Am citit Adam și Eva lui Eliade, în care spunea autorul că odată la 7 ani, odată la un ciclu de 7 veniri se întâlnește acel suflet pereche și că atunci când apare este atât de puternică iubirea încât aproape că doare. Deci în niciun caz nu te poți uita după o altă femeie mai frumoasă. Sufletul pereche e cel care îți aduce acea fericire fără de care simți că nu mai poți să trăiești. Și când vine, simți că l-ai găsit. Se poate întâmpla să nu fie îngăsit în viața respectivă. Odată la 7 ani, 7 rămâne totuși un număr perfect. Cifră magică, da, cifră. Pe de altă parte, mă gândesc la un aspect, probabil că ne-am dus și ne-am întors de mai multe ori, de 7 ori, de poate și mai bine de atât, și nu ne aducem aminte. Cel mai important este lucru și frânturile alea pe care le avem din când în când, așa niște deja vu-uri, poate că sunt din altă dimensiune, poate că sunt din dimensiunea asta și nu ne aducem aminte exact anumite lucruri. Ni se pare că suntem în aceeași situație și mă gândesc că am văzut un film, nu știu dacă l-ai văzut, Ziua Cârtiței, da, care văzut. Se trezea în fiecare zi în aceeași zi. S-au mai făcut niște filme cam cu aceeași temă, dar ăla a fost primul pe care l-am văzut. Foarte în interesant. Fiecare zi se trezea și o lua de la capăt până când reușește să rezolve ceva. De fapt, e foarte interesant, Dan, că acea... Știi, la un moment dat, tot frământându-mă eu cu mine, pentru că am multe deja viuri, în Elveția am pățit lucrul ăsta, am știut străzile cum să ajung la gara din Geneva, fără să fi călcat prin acel oraș, și am simțit că toți oamenii sunt frumoși, că îmi plac bătrânii, că îmi plac câinii, că îmi place totul acolo. Și apropo de deja viuri, sunt momente când simțim că am trăit în locurile alea și am întrebat un preot foarte în vârstă și foarte un clar văzător. L-am întrebat: părinte, e adevărat că noi trăim o singură viață? Pentru că așa spune religia, că trăim o singură viață. Și mi-a zis: în trupul ăsta trăim o singură viață. Deci, bun răspuns. Când vii altă dată, vii cu alte caracteristici. Da, și să nu vă apucați să scrieți prostiile alea pe internet, pe Facebook, undeva, că ia să vedem ce ai fost în altă viață. Deci alea sunt niște aberații. Da, hai să ne întoarcem la starea de bine. Cum ți-a venit ideea să faci o astfel de emisiune? De mult îmi doream, după ce am scris câteva cărți în care am încercat să pun eu toată informația care ar ajuta un om care, fără să aibă niciun fel de pregătire, niciun fel de inițiere în niște științe ezoterice, și ar vrea să trăiască mai bine. Am făcut în așa fel încât informația din cărți să fie accesibilă tuturor și mi-am dorit să realizăm o emisiune prin care același lucru să-l transmitem oamenilor și simpli și inițiați, oameni care ar dori să înceapă de undeva și nu știu de unde, să găsească acea baghetă magică din interior care să le transforme viața în bine. Și sunt convinsă că se poate, pentru că eu am început creșterea aceasta și sunt un om absolut normal, dar mult mai împlinită, mai fericită, mai liniștită, mai încrezătoare, și am devenit așa o optimistă incurabilă. Cred în starea de bine. Tu ai absolvit științe economice, ai un master în comunicare în Marea Britanie, ai fost manager de multinațională, ca orice român care se respectă, da? Trebuie să lucreze măcar o dată la o multinațională.
Acum 10 ani ai început căutările astea spirituale și da, văd aici, acum o să te rog să mă contrazici pentru că nici eu nu le știu chiar pe toate. Ești maestru Reiki, da. Karuna, Gendai, Shambhala și aici Melchisedec, asta da, mi-a atras atenția în mod deosebit. De asemenea, absolvent gradul 7, radiestezie. Radiestezie. Da. Măi, nene, asta este cu... cu ansă și raportor. E o disciplină inventată de un român. Ei, deci da, se promovează în lumea întreagă, dar este inventată de un român. Și nu vreau acum să creez, să fac reclamă cuiva, dar este un sistem prin care poți să-ți verifici anumite informații pe care le ai din viața de zi cu zi, prin intermediul captării energiilor divine și cu un instrument care se numește ansă din metal și un raportor, o scală gradată, poți să-ți verifici anumite chestii pe care tu le simți. Dar intuiția, de obicei, este mare parte cea care ne ghidează. Din păcate, o avem cu toții. Din păcate, aici vreau să fac o paranteză. Și tu spui frumos că o avem cu toții. Din păcate, pentru noi bărbații, femeile au un grad intuitiv mult mai mare. Deci intuiția de aici zice intuiție feminină. N-a pomenit nimeni niciodată de intuiție masculină. Așa că este. Ne mai lăudăm noi cu al șaselea simț, cu nu știu ce. Astea sunt niște povești. Dar intuiția este mai mult apanajul doamnelor. Femeilor, da. Așa e. Așa se spune, Dan, și e adevărat că femeile au parcă ceva, niște antenuțe în plus. De ce? Pentru că femeile sunt mai receptive către sentimente, către emoții. Bărbatul, prin natura lui, este mai radical și mai consideră poate că sentimentele sunt asociate femeilor și poate atunci nu le captează suficient de bine. Dar sunt bărbați extraordinari. Chiar le resping în anumite cazuri. Femeile sunt mai dispuse să țină cont de ele și ca atare și lucrează cu ele și în momentul în care ești harnic cu un domeniu, înveți să-l folosești mult mai bine. Dar folosința în sensul frumos al cuvântului, să folosești niște energii care există și care se irosesc altfel. Da, eu cred că suntem înconjurați de tot felul de lucruri pe care nu le înțelegem. Pomeneai de divinitate la un moment dat. Crede și nu cerceta. Poate că sună dur, dogmatic ăsta, dar mie mi se pare că are logică. Așa mi se pare. Da. Păi dacă tot crezi, poți să crezi și fără să cercetezi. Poate dacă mintea ta este mai iscoditoare, cum a fost mintea lui Einstein, de exemplu, nu? El a iscodit până la un moment dat când tot el a spus, băi, de aici gata. S-a dus e mai bine să ne oprim, pentru că eu cred că sunt pline spitalele de nebuni. Da, și e foarte ușor să deraiem dacă nu avem un echilibru. E foarte important să știm exact cât putem să ducem. Și apropo de tema aceasta, sunt convinsă că e bine să cercetăm, dar știi cum, eu trec prin filtrul meu. Deci absolut orice știre pe care o aud la televizor sau orice informație despre o cunoștință, o aud și o trec prin filtrul sufletului. Se spune că sufletul este barometrul cel mai fin al fiecărui om. Mintea vine de acum, din viața asta pe care o cunosc, dar sufletul vine ca o bibliotecă pe care poate nici eu nu știu că o dețin. Și atunci dacă trecem prin suflet, deci mă gândesc chiar să văd, apropo de a cumpăra un anumit lucru sau de a face o anumită faptă, mă gândesc chiar să văd cum mă înțeleg eu cu ideea asta, o trec un pic prin filtrul meu. Dacă simt că mă simt fericită, mă face fericită acea idee, e clar, trebuie să merg înainte, e pentru mine. Și vei găsi totdeauna în propria minte un răspuns pregătit pentru pregătit. Ce? Uite, pentru asta. Pentru bun, asta. Dacă nu e pentru mine, simt că mă împovărează. Seara când mă duc la culcare, parcă nu-s mândră de mine, parcă nu-s fericită. Ei, știu că aia nu-i pentru mine, lucrul ăla nu-i al meu. Noroc că putem să dăm lucrurile înapoi acum cu legile astea din România, că nu sună la protecția consumatorului dacă nu vrea să ni le ia. Dar există, apropo de ce spuneai tu, și părerea mea este că undeva în interiorul nostru există o scânteie. Clar. Scânteia aia care ne duce mai departe. Este bucățica aia de Dumnezeu. Dar acum că suntem conștienți de ea, că nu suntem conștienți de ea, că o respectăm, că nu o respectăm, că este foarte greu. Dar eu cred că există în fiecare dintre noi. În momentul în care lucrul ăla, mă gândesc că ni se ia, deraiajul nostru este complet. Urât. Deci nu mai avem nici pentru familie, nici pentru societate, nu mai face. Și din păcate pentru noi nu știm când greșim atât de tare încât ni se ia. Și nici nu știm ce să facem ca să nu ni se ia.
Trebuie să ne comportăm ca atare. Foarte frumoasă întrebarea ta. Pe mine m-a preocupat mulți ani răspunsul la această întrebare. Scânteia divină, deci un om cât de jos ar coborî pe scara evoluției lui, el nu poate să-și piardă divinitatea din el. Toți avem în noi scânteia divină, care este sufletul, este bucățică din Dumnezeu. De aceea se spune că atunci când nu știm ce să facem, sufletul ne ajută, că e zona cea mai curată a noastră. Sunt tehnici prin care ajungem să captăm această stare, sunt tehnici de meditație, de relaxare, în care eliminăm un pic influența creierului, rațiunea care ne spune nu face aia, nu e corect, nu e bine, nu e... Trebuie să scăpăm de rațiune, să ajungem în zona aceea cea mai curată. Eu aș avea o mică povestioară foarte interesantă, cred că ar ajuta și pe telespectatori. Se spune că pe vremuri, pe pământ, oamenii erau ajutați de zei. Și pentru că oamenii au făcut greșeli cu ego-ul foarte mare și orgoliu și zeii s-au supărat. S-au crezut egali și zeii s-au supărat și au spus, ok, hai să-i pedepsim, să vadă cum e fără divinitate. Unde să le ascundem noi divinitatea? Un zeu a propus, hai să o ducem în adâncul oceanelor. Alt zeu a spus, nu, că vor inventa, vor ști cum să ajungă acolo, vor săpa și vor ajunge la ea. Hai să o ducem undeva în cosmos, nu, că vor inventa rachete și vor ajunge, o vor găsi. După o meditație așa de câteva zile, un alt zeu a spus, hai să o ascundem adânc în ființa lor. Și acolo nu vor găsi decât foarte greu. De atunci se spune că omul tot își caută scânteia aceea și este în interiorul nostru, degeaba o căutăm în jur, pentru că tot din noi pornesc toate. Numai să găsim, nu suntem în competiție cu nimeni, totul vine din noi. Competiția aș vedea-o eu cu ego-ul nostru, cu defectele. Că avem și defecte, avem atât de multe defecte încât cădem la un moment dat pradă celui mai mare sau celui mai dur. Acela de a crede că nu avem defecte. Da, da. Deci exact. Ăla este apogeu și cred că în momentul ăla nici scânteia nu mai scânteiază așa ca înainte. Mi-a scris colega mea Anca aici că ai scris niște cărți. Ea mi-a scris mie că tu ai scris. Da. Legile divine, decalogul pentru părinți și copii, 7 pași rapizi către evoluție, tot 7, dar trebuie să ne întoarcem la 7. Norocul și ghinionul, frumusețea interioară și exterioară, evoluția spirituală, cum putem crește. Ca să ajungi să meditezi, eu cred că nu e destul să citești una dintre cărțile tale. Nu e destul, dar poate fi suficient. Poate fi suficient la un moment dat. Sunt oameni care au pornit foarte târziu evoluția spirituală. Se spune că și în ultima zi a vieții, dacă o pornim, se declanșează acele rezerve de energie care ne duc unde trebuie după aceea. Sunt oameni care au pornit târziu evoluția spirituală, au înțeles foarte târziu, nu s-au trezit. Mergeau într-o letargie care îi ducea pe, ca într-o buclă temporală. Deci făceau același lucru, nu se preocupau de absolut nimic legat de evoluție și care au avansat pentru că sufletul lor era bătrân, era cunoscător acea persoană, un om înțelept, a avansat mult mai repede decât unul care pornise din copilărie. Deci contează foarte mult să pornim. Apoi ce ne diferențiază? Hărnicia cu care facem lucrurile astea. Dacă eu azi încep creșterea spirituală, văd emisiunea, starea de bine și îmi propun, hai să aplic și eu, să văd ce iese, nu pierd nimic, încerc să văd ce mi se întâmplă. Și văd că merg pe o cale prin care poate câștig foarte multe curse, mă duc cu mulți pași înaintea unuia care a început mai demult, dar are lenea. Aceeași hărnicie. Exact. Și foarte mult contează să începem. După ce am început, nu ne dorim să ne întoarcem la vechea stare, pentru că e o stare atât de bună și e starea de, captăm niște forțe de energie care ne ajută să fim în primul rând noi împăcați interior. Mă simt bine. Dacă mă simt bine, arăt mai tânără. Dacă arăt mai tânără, am mai mult succes. Dacă am mai mult succes, sunt mulțumită pe plan social. După aia îmi cresc copiii mai bine. Sunt copii care se nasc acum foarte, foarte sus, copii foarte evoluați pe care nu știm să-i creștem. Cum să crești un copil care parcă știe mai multe decât noi? Mă și blochez câteodată cu fetița mea care mi-a spus la 3 ani, i-am zis trebuie să ne grăbim și ea mi-a spus nimic nu trebuie, mama. Dar așa cu o privire că mi s-au umplut ochii de lacrimi. Zic, uite, învăț de la copilul meu. Și cred că toți învățăm de la copiii noștri. Spun lucruri importante, interesante. Ei n-au vocabularul să ne transmită ce ar asta putea. Asta e șansa noastră, dacă să învățăm mă întreb de la mine, ei. Că, sincer. Nu, dar e șansa noastră că n-au vocabularul să ne spună toate lucrurile astea. Pentru că rămânem surprinși. Noi suntem uimiți de capacitatea lor de a înmagazina informații, de exemplu, apropo de tehnologie, de noile tehnologii. Ceva, păi normal că dacă s-a născut cu tableta și cu telefonul la nas, dar nu
nu cred că e numai asta. Nu e numai asta. N-are este cum, și... adică să putem da, la, luăm 100 de copii și le dăm tuturor 100 de tablete și vom vedea că 50 dintre ei n-au nicio treabă cu tableta respectivă. Ceea ce înseamnă că nu au evoluat destul înainte să ajungă iarăși aici. Asta e o discuție, putem face niște emisiuni. Dar e foarte frumoasă. Cred că cine are copii e norocos și în fața de la ei. Da, corect. Și nu trebuie decât să fim un pic atenți la ei. Și să un pic le acordăm... mai prietenoși. Ei nu suportă impunerea. Copiii din generațiile de acum sunt foarte evoluați. Acum îmi citezi și... din Decalogul pentru părinți și copii. Decalogul pentru părinți și copii. De ce am scris această carte? Având acasă un copil așa mai deosebit, toți copiii, tot ea mi-a spus, fetița mea, ce mama, toți copiii sunt deosebiți. M-am gândit să pun într-o carte să sintetizez cam ce a funcționat la mine în creșterea copilului meu și a ajuns acum la 11 ani, dar foarte mult am învățat eu. Eu cred că m-am dezvoltat eu pe lângă ea. Și am încercat să scriu o carte să ajut și alți părinți care trec prin aceeași întrebare. Cum să-mi cresc copilul? Ce să fac când unde nu vrea greșesc, nimic? Unde greșesc? Unde să... Da, cum corect. Să mă port? E foarte dificil. Deci mai repede treci printr-o relație adult-adult decât printr-o relație adult-copil. Copilul este dornic să înveți, este dornic să te imite, trebuie să ai grijă ce faci, trebuie să ai grijă ca cum burețel. Faci. Da. Da, pentru da. Că el, eu așa îmi place să zic, are discul blank. Da, și da, înregistrează da, pe are discul loc. Ăla. Are da. Loc pe hard disk. Da, da, da. Și tot înregistrează și înregistrează, trebuie să fii atât de atent încât să ștergi. Da. Lucrurile care nu sunt corecte sau nu sunt pentru vârsta respectivă, lasă-l să descopere anumite lucruri la vârsta potrivită. Exact, așa este. Asta de fapt, rolul că asta nostru. E evoluție. Da. Asta, da, da, da. Așa s-ar asta înseamnă evoluție și rolul evoluția. Nostru ca părinți ar fi să-i canalizăm sau să găsim acele plusuri ale lor și să-i ajutăm să le dezvolte. Că toți oamenii avem plusuri și toți oamenii avem minusuri. Nu există perfecțiune și altfel nu n-am venit în viața asta. Venim să învățăm. Da, și dacă nu învățăm, ne vom trezi într-o dimineață, probabil târziu. Pentru că nu vom, ne naștem, creștem, așa cum se naște omul și cum crește. Nu sunt chestiuni noi, deosebite. Exact. Dar vom ajungem la o anumită vârstă, undeva probabil între 35 și 45 de ani, că e o plajă destul de largă, da. Și ne dăm seama că n-am făcut mare lucru, că nu ne-am dus în direcția în care trebuia, că avem mai multe frustrări decât bucurii, ăla e un moment dificil. Te completez un pic, Dan, și te întrerup. Se spune că iadul, că toată lumea am auzit din copilărie când ne-am dus la biserică despre iad. Se spune că iadul este când trecem dincolo, plecăm din lumea asta și realizăm că drumul nostru era în direcția aia și noi ne-am dus în direcția ailaltă. E suferința provocată de faptul că n-am știut să ne ducem pe calea pentru care am venit. Și aici iar intuiția are un rol important. Sufletul, tot acolo găsim calea noastră și aflăm care-s misiunile, pentru ce ne-am născut, faptul că vorbești foarte bine, poate ai harul sau darul să lucrezi într-o instituție în care transmiți oamenilor, îi înveți și pe alții, îi ajuți. Fiecare om vine cu un har și cu un talent. Trebuie să-l găsim. Asta e, să-l găsim. E o vorbă românească. În general, să știți, mi s-a părut și acum, dacă greșesc să mă contrazici, Claudia, am observat că zicerile astea, proverbele românești, am mai auzit și pe la alții vorbe de duh și proverbe, dar parcă nu sunt așa ca la noi. Deci toate sunt legate de realitate. Și o chestie de asta pe care am auzit, nu știu dacă e vorbă sau proverb, mă rog, logica ascunde adevărul. Exact ce discutam la început de emisiune, rațiunea, logica. Da, da. Ea ne ascunde adevărul, ne pune un văl. Nu ne lasă. Da, nu ne lasă. Nu e logic. Pe nu șabloane. E logica asta, nu înseamnă că nu e adevărat? Exact, nu poți să spui asta și așa este. Deci, de multe ori vorbele românești conțin atâta miez și atâta, chiar sunt vorbe care captează energii. Noi le păstrăm de la strămoșii noștri daci, de la oameni de mare, mare lumină, mare curățenie interioară și care puteau, se spune, puteau face foarte multe lucruri. Și avem, noi poporul român avem așa o zestre genetică extraordinară de curățenie în același timp, de inteligență. Inteligență, frumusețe interioară, trebuie să fim însă mai harnici și mai focusați pe ceea ce ne dorim să realizăm. Da, scria o prietenă de-a mea pe Facebook astăzi, o chestie interesantă, apropo de femei și bărbați, se spunea că bărbații s-au dus la război în vremea dacilor, da, dacii s-au luptat cu romanii și au pierdut
că au fost harnici la război sau nu au fost, nu știe nimeni, că era pe la 105-106, din ce mi-am aminte, ultimul război. Da. Când au și pierdut daci. E, treaba este că prietena asta mea spune așa, de atunci a rămas pe spatele nostru al femeilor să rezolvăm lucrurile. Și asta e, ne-au plăcut și italienii, romanii, nu? Da. Și de aici s-a născut poporul român. Da. Că, da, și a rămas totul pe spatele femeilor și intuiției feminine, într-un fel sau altul. Și dacă totuși au răzbit prin atâtea sute de ani, mii de ani, da, au răzbătut cuvinte pe care, nu știu, brânz, sunt cuvinte ale dacilor, eu cred că ei ni le-au lăsat cumva, ni le-au transmis cumva. E tot ce au putut ei să ne mai dea în momentul ăla. Păi, știau că lucrurile se schimbă, probabil că erau atât de inteligenți și nu știu dacă neapărat clarvăzători e termenul. Evoluați, foarte evoluați. Dar evoluați încât știau cu aproximație ce se va întâmpla. Îl minimizăm și râdem de Nostradamus, dar nu e bine. Nu e bine. Interpretăm greșit. Exact, ce spune Nostradamus. Exact. A zis Nostradamus că e cu tremur. Scriem pe Facebook, gata, e cu tremur că a zis Nostradamus. Hai mă, că a trecut, n-a fost cu tremur. Nu asta probabil, că nu asta a vrut să spună. Corect. Dar mintea nu descifrăm nu... noi. Da. În momentul în care descifrăm ceva, de fapt noi captăm anumite energii pe care dacă noi în sufletul nostru suntem afectați de o faptă rea noastră sau de anumite păcate, de anumite lucruri negative pe care le-am făcut, tot ce descifrăm, descifrăm, rezonăm cu energiile negative și atunci clar ne ducem în zona în care nu trebuie să mergem. Greșit. Și spunem că e vina lui Nostradamus că a făcut acele predicții. De fapt, noi nu descifrăm. E drept că ne asumăm riscul în momentul în care descifrăm ceva spus de cu mult, mult timp înaintea noastră să se schimbe și vremurile și absolut tot ce descifrăm să contravină realității de azi. Poate chiar faptul că am descifrat poate să fie punctul de cotitură. Exact. Am descifrat și nu se mai întâmplă. Exact. Dacă nu descifram, se întâmpla. Oricum, viitorul nu este, nimeni nu poate să cunoască viitorul. Poate eu fac ceva astăzi care mă duce în acea zonă în care nu mai e necesar un anumit lucru cu mine. Să primesc o anumită pedeapsă pentru ceva ce am greșit. Și dacă fac niște lucruri bune astăzi, viitorul se conturează frumos. Viitorul îl facem prin ce facem noi astăzi. De-aia e vorba românească să faci azi, să nu lași pe mâine. Să nu lași pe mâine. Că poate că mâine se schimbă, pentru că vine și completarea umoristică. Lași pe poimine, că poate să la sfârșit face altul și nu mai e nevoie, și nu să, mai te e nevoie să faci. Dar dacă faci altcineva în locul tău, acela va culege starea de bine. Da, din da, ce-a da. Făcut. Păi apropo, ca să descrețim un pic frunțile, e și o glumiță drăguță cu Nostradamus, că Nostradamus își certa câinele și spunea, de ce o să faci peste o săptămână pe covorul ăsta? Adică în felul ăsta exact. Îl certa că o să fac acolo pe covor, da. Emisiunea Starea de Bine, pentru cei care vor să o vadă, fiecare marți de la ora 21:30, da? Adică astăzi de la 21:30 la RTT, în reluare vinerea de la 8:30, sâmbătă de la 18 și luni de la 8. Adică cine chiar pierde e ca la un canal de filme, nu îi zic numele că s-ar putea să fac reclamă, se reia. Unii ziceau că nu e bine să reiei emisiunile. Eu cred că este foarte bine foarte să le reiei, pentru că nu ai timp să le vezi întotdeauna și poate nu le vezi cap coadă și asta e treaba. E o șansă în plus, corect. Sigur. Claudia Donca vă așteaptă începând cu ziua de marți, astăzi, da, de la 21:30 la RTT, la Starea de Bine. O să vă spun ea în emisiune și care sunt reluările și cu siguranță o să învățăm câte ceva de la această emisiune și de la Claudia, evident. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu mult, Dan! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT!